Secetă, păsări și lipsă de specialiști sunt principalele probleme cu care se confruntă piscicultura, un domeniu aproape abandonat în România. Sute de hectare de luciu de apă au secat în ultimii ani, iar acolo unde a mai rămas niște apă, pierderile sunt mari din cauza păsărilor care se hrănesc cu pește. Un cormoran poate mânca un kilogram de pește pe zi. Una dintre cele mai afectate zone din țară este Moldova, o regiune importantă pentru producția de pește la nivel național. Urmărim acum un noi episod din campania Euronews România, pescuitul în coadă de pește. Stufăriș sau pământ uscat, atât a rămas în locul în care ar fi trebuit să crească pești. Sute de hectare de luciu de apă au secat din cauza secetei severe din ultimii ani, secetă care s-a acutizat în 2024 și care a afectat grav nord-estul Moldovei. Ferma piscicolă din Larga Jijia, Iași, are în teorie 1200 de hectare de luciu de apă. În practică, seceta a mușcat sute de hectare din suprafața totală. La ora actuală, cred că mai avem vreo 800. Iar după luna august, bănuiesc că vom mai avea un minus de 270 de hectare, deci vom ajunge la vreo 500. În ciuda ploilor răzlețe, seceta din ultimii ani a uscat zone în care, în mod normal, ar fi trebuit să fie pești. Unde suntem noi acum, ar fi trebuit să fie apă. Da, ar fi trebuit să fie. Apă, nu? Ar trebui să stăm în apă până la genunchi. Peștele este retras în zona mai adâncă a eleșteului. Pentru a crește în condiții normale, peștii au nevoie ca adâncimea apei să aibă cel puțin un metru și jumătate. În spatele meu este un heleșteu care se întinde pe 275 de hectare. Acesta a secat aproape în totalitate. Doar 5% din suprafață mai este acoperită cu apă, iar acolo adâncimea este de aproximativ 10 cm. O zonă care ar fi trebuit să fie înconjurată de apă. După cum vedeți, toată partea asta a secat din cauza secetei profunde din ultimii ani. Noi avem nevoie pe această suprafață de aproximativ 3 milioane de metri cubi de apă. Barajul nu ne mai dă apă. De 2 ani de zile nu ne-a mai dat apă. Au și motivele lor, că am înțeles că este afectat foarte tare de secetă. Nu au nici apă. Râul Jijia de la râu a devenit pârâu. Nu putem să extragem nici apă din Jijia, dar tot în continuare plătim taxe. Accesul la resursele de apă pentru acvacultură sunt din ce în ce mai restricționate. În Croația, din fonduri europene, cei de la Apele Croate au reușit să facă 12 proiecte de aducțiuni de apă pe văile care erau afectate de secetă pentru a sprijini acvacultura. Radu Huian a preluat ferma de la tatăl său, care a administrat-o 40 de ani. Dacă în 1984 aici se produceau 1000 de tone de pește, acum producția este de 300 de tone. Dincolo de secetă, în zona cunoscută ca Delta Moldovei, pescarii se luptă acum și cu păsările care se hrănesc cu pește. Delta pentru că avem foarte multe păsări, avem aceeași priveliște ca în Delta. Suntem în sit Natura 2000. Este foarte frumos, sună foarte frumos, dar fără un ajutor de la statul român, nu putem crește păsările. Noi vrem să creștem pește. Dacă nu mai creștem pește și păsările o să dispară și acest sit natura se va distruge. Natura lucrează. Vă dați seama, toate zonele astea unde lipsește apa vor fi invadate de stuf. Ferma produce crap, caras, novac, sânger, știucă, somn și puțin șalău. Oamenii se gândesc însă mai degrabă la pagube. Bănuiesc că până la sfârșitul anului producția va scădea cu aproximativ 50%. Și din cauza păsărilor și din cauza secetei. Iași, Botoșani și Vaslui sunt printre cele mai afectate județe. Acumularea pisciculă Doroșcani, sau mai bine zis iazul Doroșcani, aici unde mă aflu eu trebuia să am apa la brâu, adică un metru de apă. Trebuia să fiu acum în apă. Din păcate n-a mai fost apă aici nici anul trecut, nici acum 2 ani. La 700 și ceva de hectare avem vreo 120. Peste 15% din suprafață este pe uscat. Lipsa de apă este acută. Și dacă politicile vor fi în continuare identice cu cele pe care le trăim acum, s-ar putea să trecem și noi la să facem agricultură pe fundul iazurilor. Aici ne aflăm pe acumularea Calul Alb, efectiv brațul Alexandrescu, așa este denumirea populară.
E o suprafață de aproximativ 50 de hectare care de două sezoane, de 2 ani, nu a mai avut apă din cauza secetei prelungite. După cum vedeți, este învătată de vegetație, iar pentru a putea desfășura activitate productivă, adică să practice acvacultură, vă dați seama că o să trebuiască și investiții pe măsură. De exemplu, pentru 2023 avem o scădere a producției de 300 de tone, cam 10-15%. Pentru că în România nu s-a înțeles că apa pentru pește este un mediu de viață. Peștele nu consumă apa, ci el trăiește în apă. Un cerc vicios pentru piscicultori. Nivelul scăzut al apei face ca peștele să fie o pradă sigură pentru cormorani. Vă spune că noi pierdem peste 30% de producție cu aceste păsări. Pe acumularea Dracșan și pe miniera avem într-o zi normală cel puțin 7-800 de bucăți, dacă nu 1000 de bucăți de cormorani. Mulțiți un singur kilogram de pește pe zi și vedeți cam ce pierdere înregistrăm. Nu avem cum să luptăm cu ei, pentru că este o specie protejată. Mai de curând au apărut și pelicanii. Băia mănâncă și peștele mai mare și mănâncă și ziua și noaptea. Sunt foarte frumoși față de cormorani, dar ne aduc și pagube majore. Canicula extremă din luna iulie a adâncit drama pescarilor. Pierdeam 3 cm pe zi de apă. Apa era fierbinte, peștele murea. În permanență am scos peștele mort. Vă dați seama, și casarea lui costă. Lucrez în domeniu, tatăl meu a lucrat în domeniu, deci m-am născut pe malul Iazului. Nu s-au întâlnit asemenea, deci 32 în nordul Moldovei, 32,8 grade în apă, n-au fost niciodată înregistrate, sunt recorduri. Pentru pești, temperatura optimă în apă este între 24 și 26 de grade. De la 27 de grade, peștii nu mai pot mânca. Ca să ne revenim cât de cât, măcar, sperăm că se închide, ar trebui o ploaie, sau într-o lună cel puțin, să avem o ploaie de 100 de litri pe metru pătrat. Adică a fost asta ultima dată? A fost. În 2010 au fost 200 de, în două zile. A fost urită mai viitura. Iar la toate problemele cu care se confruntă piscicultura la noi, se mai adaugă una. Nu mai sunt specialiști în domeniu. Domeniul nu pare a fi atrăgător. Domeniul este într-o silențio stampa de foarte mulți ani. Nu se înțelege că și acvacultura este o știință. Și că trebuie oameni pregătiți. La ora actuală, penuria este foarte mare atât de ingineri, nici Galațiu, nici Iașu, spre exemplu, nu mai produce numărul de ingineri necesari. La Iași, ultima grupă de studenți a fost formată în urmă cu 3 ani, iar în 2024 niciunul dintre candidații care au depus dosarul pentru admitere nu a bifat că ar fi interesat să facă piscicultură din anul 2.